În fiecare an, pe 8 septembrie, creștinii sărbătoresc nașterea Maicii Domnului sau, cum mai este cunoscută în popor, Sfântă Mărie Mică. Tradiția spune că rugăciunile adresate Sfintei Maria de către cele care își doresc un copil sunt mai ascultate acum ca oricând. Tatăl Fecioarei Maria Ioachim era un urmaș al regelui David, iar mama, Ana, era fiica preotului Matan, descendentă din familia preoțească a lui Aaron, împlinindu-se prin aceasta prorocia că Mesia va avea o dublă descendență, împărătească și preoțească. Îngerul Gavril s-a arătat lui Ioachim și Anei, spunându-le că Dumnezeu le va trimite binecuvântarea sa. Tot el le-a vestit că acest prunc se va umple de Duh Sfânt din pântecele Maicii sale și că va fi vas ales al lui Dumnezeu. Nașterea Maicii Domnului, cunoscută ca Sfântă Mărie Mică, marchează hotarul astronomic dintre vară și toamnă. De asemenea, sărbătoarea anunță începutul unor activități specifice, precum culegerea unor plante și fructe tămăduitoare, bătutul nucilor, culesul viilor, semănatul grâului, orzului și secarei de toamnă. Potrivit tradiției populare, la sărbătoarea nașterii Maicii Domnului, ca de altfel ca la orice mare praznic, nu se fac treburi gospodărești, nu se spală rufe, nu se face curățenie în casă pentru a nu se atrage răul. Tot în popor se spune că în această zi vor fi ascultate mai ales rugăciunile femeilor care vor să aibă copii, dar și a celor însărcinate pe care Maica Domnului le va ajuta să aibă o naștere ușoară. Și cei care vor să se căsătorească se pot ruga în această zi Maicii Domnului ca să-și găsească perechea potrivită. Pe 8 septembrie, credincioșii țin candelele aprinse în dreptul icoanei Fecioarei Maria și împart din fructele toamnei pentru morți.